întotdeauna am abordat teme care țin de sacru. Nu știu de ce, nu am căutat să-mi explic lucrul ăsta, dar e o pornire lăuntrică, probabil preconștient, pe care nu pot să o analizez. O lume a transfigurărilor plastice într-o manieră modernă, a unor teme clasice, a unor recurențe filozofice, analogii și prefaceri ale ideilor și personajelor pe care s-a fondat civilizația și care au găsit în artă modalități diverse de întruchipare. Folosesc o tehnică suprarealistă. Când mă apuc de modelat ceva, nu fac niciodată schițe, nu fac proiecte, pentru că am constatat că ori de câte ori fac planuri, nu le duc la bun sfârșit. Pur și simplu mă pun în fața selei și încep să pun lut și văd ce iese. Până la urmă iese ceva și de la un moment dat rațiunea preia controlul și încerc să raționalizez lucrurile, să le dau un sens rațional, și aici intervine și bagajul de cunoștințe de istoria artei, de, mă rog, în general, de cultură. Lutul e materia fizică, iar lemnul recuperat și revalorificat reprezintă materialitatea unor concepte extrase din cultura universală, din cumulul de creații și experiențe ale umanității, care ajung până în prezent în întruchipări fantaste ce leagă realul de suprareal. Ar fi o temă creștină, o temă medievală, o temă antică și mă pasionează și personajele literaturii universale, cum e Don Quixote de la Mancia, Prințul Mușchin din Idiotul lui Dostoevski. Mireasa Vântului este o nălucă, o himeră, zic eu că e din categoria elelor. Am încercat să combin toate regnurile. Mineral, vegetal, animal, uman și supra-uman spiritual sau divin. Îngerii mei sunt așa cum probabil că-i visez. Unii sunt asexuați, alții sunt sexuați sau androgini. Aripile sunt un pretext. Tot o himeră, o metamorfoză între un personaj uman, poate fi și un sfinx. Bogdan Turcea este cel care aduce într-o formă concretă întruchiparea unor concepte uneori abstracte și le transpune în lucrări de artă, nu doar în plan fizic, ci și spiritual, al semnificațiilor. Întotdeauna trebuie să mă gândesc eu și am citit și în memoriile, în jurnalele lui Corneliu Baba, că trebuie să studiem natura și iar apoi să-i întoarcem spatele. Atât plecăm de la ceva. Și fiind lucrările având, fiind de gen figurativ, trebuie să plec de la ceva real, ceva concret, după care, mă rog, le modific. Pentru mine lucrul e ca o terapie, autoterapie. Pentru că am, ca orice om, am și eu frustrările mele și decât să le transfer, cum zic psihologii, mai bine încerc să le sublimez.